Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 15 aprilie, luni, începe o nouă săptămână, deci trebuie să avem și vești bune care să ne țină în formă. Așa cum v-am povestit pe Facebook, am plecat câteva zile în munți ca să mă reîncarc și să mă pregătesc de noile mele proiecte. Așa încât în plecarea mea am uitat cardurile de cărți în limba română, le-am uitat acasă, mea culpa. Prin urmare, în câteva filmări, voi folosi cărțile din limba engleză pe care le am la mine. Și în această interpretare, știți că v-am obișnuit, deschidem previziunile zilei astrologice cu o carte extrasă. Puteți vedea pe ecran, am folosit pachetul de cărți Self-Love, se numește Iubește-te pe tine. Și cartea extrasă se numește Coexist. Coexist. Ea ne avertizează că riscăm să avem tendința să-i controlăm pe cei din jurul nostru. Riscăm să fim orientați mult prea mult spre zona egotică și să folosim varianta de abordare a lucrurilor pe sistemul dacă nu-i ca mine, nu-i ca nimeni. Și atunci asta poate să ducă la multe conflicte, multe nemulțumiri, multe probleme cu cei din jurul nostru. Trebuie să explorăm din ce motiv avem nevoie să controlăm. Nu cumva este o nesiguranță profundă în noi, nu cumva avem niște frustrări, nu cumva avem niște lucruri de rezolvat. Iată de ce cardul zilei, cartea extrasă astăzi, ne ridică niște întrebări la fileu legate de cum ne raportăm noi la noi și cum ne raportăm noi la ceilalți. Și este nevoie să încercăm să lăsăm puțin lucrurile să curgă și să se așeze, fără să încercăm să preluăm controlul complet, total și profund asupra unei situații sau asupra celor din jur. Deci lasă un pic lucrurile să se așeze, fără să încerci să le influențezi. Și acum să trecem la horoscop. Începem cu Berbecul, care astăzi are o zi superbă. Discuții foarte bune legate de bani, serviciu și ascensiune socială. S-ar putea să primești un proiect nou, s-ar putea să ai o ofertă foarte interesantă de serviciu sau șefii să se hotărască să-ți dea în sfârșit, să-ți ofere poziția pe care o meriți cu adevărat la locul de muncă. Taur. Astăzi taurii vor fi când sus, când jos, când sus, când jos din punct de vedere emoțional. Vă recomand să fiți foarte atenți la modul în care gestionați lucrurile, pentru că atitudinea voastră s-ar putea să conducă la o serie de conflicte pe care cu siguranță nu vi le doriți. Mai ales în raport cu persoanele mai tinere sau cu un bărbat. Deci grijă că apar niște conflicte aici pe hartă la Taur. Gemenii sunt foarte bine poziționați și foarte bine văzuți în zona serviciului, în zona carierei și astăzi este una din zilele acelea în care poți să realizezi foarte multe lucruri, poți să faci foarte multe acțiuni și să obții niște rezultate deosebite. Ești plăcut sau apreciat de șefii tăi și asta poate să te ajute să bifezi puncte importante în linia carierei. Rac. Racul astăzi primește vești bune din două direcții. Una ține de acte, documente, zona de semnat contracte, tot ceea ce ține de birocrație se rezolvă foarte ușor. Sau dacă ai aplicat pentru un credit, s-ar putea să ți se aprobe, ba chiar s-ar putea să iei mai mulți bani decât ți-ai imaginat că poți primi. Și a doua direcție din care vin veștile bune la RAC este cea a străinătății.
O femeie din străinătate te contactează și îți împărtășește o veste foarte bună. Fie așteaptă un copil, fie a găsit un loc de muncă mai bun, fie a întâlnit pe cineva și stați și discutați despre acest subiect și chiar vă simțiți foarte bine. Leu, cu trei trigoane, deci cu trei aspecte ultra benefice pe casa banilor, casa carierei și casa muncii, putem spune că leii astăzi vor avea o zi destul de bună, dacă vrem să fim ironici, dacă nu, dacă vrem să vorbim serios, veți avea o zi excelentă. Singura atenționare, pentru că eu aici trebuie să fiu gică contra, nu când vă fac previziuni, lucrurile încep să se așeze, dacă nu, deja merg foarte bine. Doar că odată așeza, știi cum se spune, dă-i omului puterea și vezi cum, care e adevărata sa față. Nu cădea în panta, pe panta ego-ului sau a orgoliului. Învață să temperezi aceste emoții, pentru că da, îți merge bine, dar nu uita că în a-ți merge bine sunt implicați foarte mulți factori, de la oamenii cu care colaborezi, cei cu care negociezi, cei care îți aduc informații, e întreagă sumă de factori, nu ești numai tu unicul și absolutul. Deci aici trebuie să fii, să-ți atragă atenția, să îți spun că ai o zi foarte bună, carieră, bani și serviciu. Fecioara, astăzi abține-te să iei decizii importante, pentru că semnul tău zodiacal este destul de încercat și destul de provocat pe zona mentală și emoțională. Mercur nu prea face aspecte astăzi și este destul de confuz, se învârte în gol și are idei noi continuu, dar idei proaste, nu bune. Deci dacă ești fecioară sau ai ascendentul pe fecioară, pentru a nu intra într-o zonă în care poți avea probleme foarte serioase, lasă-o mai domol, lasă lucrurile să se așeze și pe urmă să poți să ții deciziile care te privesc, care sunt importante. Balanța astăzi se focalizează foarte mult pe relația cu familia. Fie e un conflict și astăzi te preocupi cum să stingi acest conflict și cum să-l amortizezi, o să-ți iasă și chiar o să-ți iasă nesperat de bine această situație. Și încă ceva, balanța are discuții foarte bune cu femeile sau primești niște informații de la niște femei și informațiile pe care le primești te ajută foarte mult în planurile tale ulterioare. Scorpion. Scorpionul astăzi se ocupă de afaceri și despre cum poate să facă bani și despre se ocupă de negocieri, contracte și vorbește despre afaceri, bani și tot felul de înțelegeri și parafări a unor discuții. O zi interesantă pentru Scorpion. Poți să realizezi foarte multe lucruri, dar încearcă să fii mai uman, mai permisiv, mai blând, mai împăciuitor. Astea sunt atribute importante ca să bifezi ceea ce îți dorești cu adevărat. Săgetător, chiar dacă Jupiter, marele benefic, este acum în mișcare aparent retrogradă, stai foarte bine pentru că ești susținut pe serviciu, ești susținut pe zona banilor, lucrurile merg de la bine înspre și mai bine. Chiar o zi foarte bună pentru săgetător, doar că vei alerga mult, vei fi agitat, vei avea multe discuții, ba chiar s-ar putea să te trezești și cu vreo ședință sau o întâlnire ad hoc. Deci o zi foarte bună și profitabilă pentru săgetători. Capricornii trebuie să aibă grijă astăzi la conflicte, pentru că există foarte multă tensiune și foarte multă presiune pusă pe umerii voștri și poți să cazi foarte ușor într-un conflict cu autoritățile, să plătești o amendă, să îți vine o plată retroactivă, poate ai uitat să completezi un act și te trezești cu o complicație. Se rezolvă, dar se rezolvă cu scos bani din buzunar pentru tine. Vărsător. Astăzi vărsătorii au o zi foarte bună în care primesc un acord legat de niște bani. Poate ai aplicat sau ai făcut o cerere pentru un credit sau poate vrei să cumperi o casă într-un anumit sistem, sponsorizare sau prima casă.
și primești un răspuns favorabil. Deci primești răspunsuri bune și pozitive legat de cererile care implică bani, finanțare, sponsorizare. Și poți să cumperi ceva de folos și util în casă. Nu-ți fă probleme că azi e luni și vai de luni să nu dăm bani, ci chiar prinzi o ofertă foarte bună care îți aduce un produs pe care îl căutai de mult. Și am ajuns la pești. Neptun, Venus, Luna Neagră și Mercur, toate tranzitează semnul tău zodiacal, așa încât ai multă treabă. Ai intuiție, vrei să faci bani, te preocupă zona frumosului și a esteticului, doar că astăzi mintea ta rulează mult mai încet sau este mult mai încețoșată, mult mai complicată. Pentru că Mercur nu face aspecte importante pe cer. Iată de ce îți recomand. Gândește și planifică, dar nu acționa. Deci gândește, planifică, fă strategii, vorbește, discută, dar nu pune în practică ce spui astăzi, pentru că s-ar putea să fie destul de complicat pentru tine și rezultatele să nu fie cele pe care le aștepți sau le dorești. Ia-o ușor, dar mintea circulă și ai niște idei foarte bune și interesante. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 15 aprilie. Vă mulțumesc că îmi urmăriți activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe. Am început să mă bâlbui. Cred că am zis subscribe de atâtea ori încât am început să mă bâlbui. Deci apăsăm butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu activitatea mea. Și vă doresc o zi frumoasă, minunată și să începem cu toții săptămâna cu dreptul.